Mama lui Gabriel este liniștită și împăcată cu gândul că va pleca. Acum stătea de vorbă cu mamele din casă, la ultimă poveste afară la locușorul lor unde stau acolo în curte. Mai era și Andrada acolo de față. Spunea că fiica ei de la Drăgășani face 2 ore, 2 ore jumate până la București, pentru că sunt aproximativ 200 de kilometri și probabil dacă a pornit undeva pe la ora 5 o să ajungă până la Capricci să vină să îi ia și să meargă spre casă. Sau cel puțin spunea că săptămâna trecută, când au fost tot așa la eliminare, așa le-a spus, că a vorbit atunci cu dânsa și a spus că o să vină și speră să o facă și acum. Cumva, doamna Ioana, v-am spus că cred că a discutat probabil cu cei din producție și știa ceva încă de ieri, pentru că am văzut că îi aduna lucrurile lui Gabriel, v-am zis că îi împacheta lucrurile, îi făcea bagajele și era foarte liniștită și fericită când a aflat vestea că vor pleca astăzi. A văzut că era, în sfârșit am văzut-o cu zâmbetul pe buze. De asemenea, din discuțiile avute ieri în casă, am înțeles că dânsa va pleca, va sta foarte puțin acasă, după care se va întoarce la muncă în Italia.